Deci am să fac acum din nou niște reportaje, deci unul singur sau probabil vreo două, trei. Deci am arătat ce a fost cu familia soției mele, deci era dovedită de spioni, cam din 1980, spioni străini. Atunci s-a dovedit că ei fuseseră urmăriți la Sanhedrinul ăsta, sau la adunările astea a diplomaților cu caracter antinațional din Iași. Dar acum am găsit însemnări și am refăcut firul vieții mele. Încă din 1970, spionajul străin făcusese o diversiune acolo, în frunte cu spionajul nord-american. Deci, se găsise că pe la Bârlad, o fată de 3 ani, care că număra, care spunea că integralele reprezintă o arie și crease senzații. Imediat zvonurile au apărut pe linia spionilor, bineînțeles, zvonurile sunt pe linia spionilor. Și la urmă spun, deci eu aveam cam 4 ani, tata îmi spune, știi ce zvon s-a auzit? Deci că, uite, apare o fată care îți va fi soție, vei face matematică, îți va fi soție puțin, după asta tu vei fi bătut, vei ajunge cumva pe drumuri din cauza activității mele aici de tehnocrat. Și eu mă gândeam, straniu, dar totuși așa a fost. Și am cerut imperiosul tata să facă o anchetă la Bârlad acolo. Într-adevăr, așa a fost. Deci, într-adevăr, așa a fost. Deci, se găsește o fată de 4 ani care ce că spusesc câteva formule matematice cu integrale, tata căutase de acolo, deci face ancheta aia, doamne, mă tare crezi prostii, asta e o diversiune, familia aia li s-a dat și 250.000 de dolari de la serviciile secrete străine, nu erau deci numai americani, ci și din Uniunea Europeană, totul trebuia să știi că cum să iei cu lingurița, deci soția era cumva și în această, să spunem, branșă a sexului de lux, a sexului, lucra în sexul de lux, veneau străini, să spunem, cam ca în Thailanda și mai câștigau acolo bani. Deci, în viața privată, poza într-o muncitoare comunistă. Fals complet, fals complet. Deci diversiunea asta s-a descoperit de atunci. Ulterior au reușit totuși să se o facă, deci cumva serviciile, să spunem, secrete au învins, să spunem, pe acești contraspioni români. Așa este dacă însăși Mihai Wolf era trădător din Neamț Țară. Asta trebuie să spunem, deci versiunea Gheorghe Hâncu.